Salut, fraților, bine v-am găsit și pe anul ăsta. Profit de faptul că este sâmbătă, este 12 februarie, o zi neimportantă care nu marchează nimic, dar am zis să se intrăm puțin în domeniul ăsta un pic mai cultural de data aceasta. O să vin cu o prezentare de carte în fața voastră. Este o carte pe care orice diletant al lecturii trebuie să o aibă în colecția proprie din bibliotecă. Este vorba despre un volum de culoare verde. Iată numele lui. Se numește Berea, ghid complet să descoperim împreună lumea berii, zice istorie, prelucrare, degustare, combinații gastronomice, peste 200 de beri din lumea întreagă, descrise și comentate. 450 de fucking ilustrații color, bă, fraților, voi vă dați seama că aici este într-adevăr o demență. Îmi place foarte mult chestia asta. Și anume, pentru că mie îmi place să fiu un om practic și să demonstrez, să dublez practic ceea ce spun prin exemple. Astăzi vreau să facem și un unboxing, de fapt. Haideți să vedem despre ce este vorba, după care o să revenim la această carte. Vreau să vă prezint, dragilor, practic acel survival kit al degustătorului de bere, al băutorului de bere, acest survival kit de buget, dragilor. Vin în fața voastră cu cea mai bună bere ieftină. Ca să o scurtăm treaba respectivă, facem un unboxing la Pilsner Urquell. Văzusem de foarte multe ori acest tip de bere. Bineînțeles că nu se desface căcatul ăsta, niciodată nu reușesc cu unboxing-ul, cu totul e pătăiat cu astea. Exact acum că filmez. Deci nu se... Tot timpul a fost foarte ușor. Nu se desface așa. Mie îmi place să le și distrug. Bă, îmi place foarte mult cutia asta și aș să vă spun de ce. E foarte, foarte mișto. E foarte mișto treaba respectivă. Se desfac aceste două săgetuțe, le aruncăm. Fraților, este cea mai bună bere ieftină, dragii mei. Bă, nu vă exagerez deloc. Este cea mai bună bere ieftină. Adică dacă în momentul în care nu ai bani de... Nu începem acum cu berile. Deci în momentul în care nu ai bani de bere nefiltrată, de bere craft, bere artizanală, care e cam același lucru, da? Bere naturală, până la urmă, bere ai cărui termen de fermentație și de preparare și mai departe se respectă și durează de zeci de ori mai mult și de asta și prețul mai mare și mai departe, cum a fost berăria Rombier și știu eu, alte puncte de desfacere. Noi în România avem foarte multe astfel de berării și vreau să le fac reclamă, astfel de microberării sau chestii de genul, gen, nu știu, Nențeana, Patosul, sunt o grămadă, nu-mi vin acum în minte, avem foarte multe, bineînțeles, Găganul, sunt multe chestii. Bă, în momentul în care n-ai bani de așa ceva și bei, nu știu, Mizerii, Heineken, Carlsberg, toate prostiile, Stella Artois, toate chestiile care n-au niciun gust, bă, fraților, fără mișto, vă recomand treaba asta. Nu neapărat așa. Deci nu neapărat la ambalajul ăsta. Eu vă recomand treaba asta, vă recomand un Pilsner Urquell. Este un pic mai scumpă. Este o bere cehească. Da? Este un produs cehesc de la mama lui, de la Pâljen, de la Victoria Pâljen, da? 4,4 alcool. Și distribuită de Ursus Brewery cu nu știu ce breweries, cu sediul în București, Șoseaua, Pipenari, Pipera, ce dracu scrie pe aici, ferită de îngheț, nu știu ce. Este produsă de Pilsneski Pradoski, nu știu ce. Deci este făcută la mama ei, treaba asta. Deci un fel de bere de import. Este cea mai mișto. Haideți să vă arăt puțin și acest ambalaj. Există această cutie și cu 6, există și cutia cu 5. Eu mi-am umplut practic casa de astfel de bere. Vorbim de cele 5 beri, da, le punem aici, aliniem practic primul 11, de fapt nu primul 11, primul 5, suntem ca la basket, da? Așa și ca bonus, în loc să o avem la 6, aruncăm mizeria asta de cutie, avem această hălbiță care este la 0,33, da? Parcă așa, da, 0,3 scrie și aici pe ea, inscripționată Pilsner Urquell și avem aici, fraților, o bere absolut minunată. Haideți să trecem puțin, să ne întoarcem puțin și la sectorul cultural și anume la lectură. Orașul Pâljen din Republica Cehă, acolo unde este produsă berea Urquell, și-a dat numele tuturor berilor produse în lume după caracteristicile tipul Pilsner, Pilsnerul fiind unul din lagerul, da? Berile în general se împart între lagerul și pale ale, da? Sau berile ale. Tocmai de vreme am consumat un adevărat ale, cei de la ăsta, zi Bârlog, sau cum dracu se numesc. Eu știu că îi zice Paloșul lui Ștefan la chestia asta. Este un India Pale Ale. Cine știe despre berile India Pale Ale. O bere românească, o bere foarte mișto. Foarte, foarte mișto. De tip Pale Ale.
De fapt, India Pale Ale, cu gustul acela un pic amărât, un pic fructat, are din toate. Pere românească, cam oblei, o treabă din aia. Se disting prin buchetul înflorit și aromat, zic ei, în timp ce gustul delicat prezintă un elegant final hameiat, spun ei. Deci un elegant final hameiat. Băi, despre asta e vorba, fraților. Eu nu mă prezint, eu nu sunt aici nici cunoscător, nici degustător, nici pula mea ce vezi voi. Mie îmi place, într-adevăr, să trag concluziile singur. Bă, într-adevăr, este vorba de acest final, de finalizare, da? Finalul hameiat. Finalul hameiat, fraților, chiar, într-adevăr, asta am remarcat și eu. Nici nu știu din ce întâmplare. Eu când văzusem ambalajul ăsta, semăna cu berile alea din Lidl, cu... semăna un pic cu staropramenul. Staropramenul a fost o bere foarte mișto la început. Haideți să vedem. Deci foarte mult acest pachet. Pe mine m-am însoțit prin această iarnă cu succes, cu bucurie. Și chiar este cam singurul pilsner pe care îl mai beau. Da, asta e berea, fraților. Trebuie să o ia pe toată. Uitați-vă și voi ce spumă mișto. Uitați-vă și voi ce chestii mișto, da? Este într-adevăr finalul hameiat? Este. Haideți să trecem mai departe, da? Degustare. Berea Pilsner Urquell se distinge prin culoarea aurie, aurie deschisă și prin gustul plăcut amar. Într-adevăr, aroma este de cereale, spuma se dovedește compactă, persistentă. Putem vedea, da? Avem aproape un minut. Servită la o temperatură de 6-8 grade, însoțește aperitive, feluri de mâncare mai lejere sau cărni de preferință albe. Da, într-adevăr, se poate spune și așa, dar haideți să vă arăt cu ce accesoriu vin eu tot timpul la această bere și nu în general. Bineînțeles, cum ar zice unii, bombă calorică, nu știu ce, băi, mie alunele astea îmi plac la nebunie. Deci ăsta este Natline Extra Roasted. Deci, în primul rând, ambalajul e mișto și așa mai departe, dar acest gen extra roasted, frate, ăsta e măsa. Deci ăsta e cea mai mișto chestie din lume. Merge cu orice, jur. Merge cu orice. Cu carne, cu friptură, cu ce vezi. Alte varietăți, fabrica Prieșnic Prazdoi produce printre altele două beri lagre blonde, ambele cu o concentrație alcoolică de 5%, Gambrinus și Reidgast. Da? Republica Cecă, 4,4 alcool, nu prea tare, la temperaturi joase, cu cupă care se închide cu halbă, fraților. Asta e bucata bărbina. Asta e berea. N-am ce să vă spun, este o bere absolut corectă, este o bere cum era înainte berile, cum era și noi, Marcul la început, cum a fost și staropramenul la început și așa mai departe. Deci, ceea ce vreau să vă dau ca atenția, bă, dacă ai ce să alegi și mergi într-un supermarket și vezi chestia asta, este și la doză de 0,5, că poate nu te satul din asta, mergi pe treaba asta. Este un pic mai scumpă, deci dacă nu vei să bei o bere, într-adevăr, și știi ce înseamnă beri nefiltrate, beri la care plătești 10 de lei pe câteva sticle, mergeți pe treaba asta. Deci lăsați, dracu, vă spun sincer, lăsați Heineken, lăsați toate prostiile alea, Carlsberg, reclame, că și eu le-am luat. N-au nicio treabă. Asta e măsa. Asta e măsa. Este exact ce trebuie. Noroc. Foarte faină. Pe cuvântul meu, o bucurie și o nebunie. O poveste foarte frumoasă. Una dintre cele mai mișto beri. Din berile normale, berile ieftine. Care se cam găsesc aproape peste tot. Vă salut și vă urez un weekend fain în continuare. Hai noroc! La zdravie, cum spunem oamenii.